într-o noapte, când începusem deja să reparăm partea de jos a casei părinților soțului meu, fiindcă locuiam deja împreună, am visat că trebuie să fac o galerie de artă. M-am trezit dimineața și împreună cu părinții am băut o cafea și am întrebat foarte candidă: mă lăsați să fac o galerie de artă? Și soata mea a pus ceșcuța de cafea pe măsuță și a zis: mamă, dacă tu crezi că câștigi ceva, fă! Și am zis: mamă, eu nu cred că o să câștig nimic așa cum credeți dumneavoastră că am să câștig. Sau cel puțin nu în următoarele decenii. Dar simt că trebuie să fac o galerie de artă. Cred că așa s-a desăvârșit acel sâmbure care exista în mintea mea referitor la ce ține de un spațiu al artei. Ce m-a fascinat în primul rând? Spune. Podeaua și scările. Și după aia când m-am întrebat, dar cum e galeria? Cine a făcut-o? Și era un video. Și mi-a zis: noi. Și eu n-am putut să nu credeam, nu puteam să-mi imaginez că voi doi ați conceput și ați, nu că ați conceput-o, ați făcut-o cu mâinile voastre. Începusem cu expoziția de debut a Adrianei Lucaciu și în cuvântul de deschidere am spus că această galerie este o declarație de dragoste pe care eu și soțul meu o facem orașului Timișoara. Prima oară când am venit, și lucrul ăsta mi-a rămas în minte, faptul că ați pus și bucătăria la bătaie. Am pus tot, la început puneam tot, până și baia. Că de fapt comesenia a fost cel puțin, probabil de la început, de când a început galeria, a fost o comesenie, fiindcă totdeauna aici. Adică de fiecare dată când am venit aici, n-am venit chiar la toate vernisajele, dar la câte am venit, tot aici se întâmpla câte ceva. Țin minte de atunci, la prima expoziție, era un câine pe aici care ne mânca nucile dintr-o lucrare și colaci și bea vin din paharele de vin. Era Hariclea mică, Hariclea! Galeria asta este extinsă, de fapt este o galerie în toată casa. Prin autodefinirea ei, ea a inițiat și niște proiecte, niște programe. Ai fost inspirat de locul ăsta și de tot ce s-a întâmplat aici, nu? Și ai propus niște proiecte, cum ar fi familia. Nu simțeam justificarea decât dacă mergem pe pentru că este o tema familie. Da, deci era familia pregnantă în această galerie. La ce v-ați gândit când ați zis comesenia? Ce înseamnă comesenia? Mâncarea asta este un pretext spre a comunica. Unele încep aici. Unele încep aici, da. Și acest pretext spre a comunica ne-a împins spre a promova proiectul comesenia. Adică a sta împreună și a mânca. Da. Dar apropo de comesenie, eu mi-aduc aminte când ați început voi să vorbiți tot mai mult. Marijan era cu termenul comesenie, care chiar eu nu îl înțelegeam prea bine, și era legat de Muzeul Țăranului și de Horia Berlea. Când am ajuns noi la Bran și la Șirnea și am văzut minunea aceea ce au putut să facă sus acolo și oamenii aceia... Și că există un muzeu acolo, în vârful muntelui, nu? Da. În urmă, cu câteva luni, într-o seară, cu muzeul din Șirnea, când prin Radu Frunte și Cosmin ne-am adus aminte de Bucegi și Piatra Craiului și de ce se întâmplă undeva, într-un loc unde un copilaș în vară spunea că locuiește Dumnezeu, adică la Șirnea. Eu cred că Dumnezeu locuiește peste tot acolo unde vrem să-L primim. Așadar, încă o dată, Doamne ajută! Pentru care prologul se află într-un loc atât de binecuvântat. E o frumoasă întâlnire. Nu cred că
noi căutăm aceste, s-ar putea spune că nu noi căutăm aceste locuri, că parcă locurile astea ne găsesc pe noi. Paul Gerasim vorbește de Lucian la Moinești și spune așa, simt că locurile acestea mă iubesc. Sigur că a mai fost Tescani, a fost Teremia, și sunt niște întâmplări benefice. Casele, așezarea acestor case, distanța dintre ele, cum sunt dispuse, acest specific al satului de munte, nu l-am văzut prea, nu l-am întâlnit prea des, n-am avut ocazia. Și sunt extraordinare cum stau aceste mici, cum să le spunem, mici căsuțe cu suflet, în sensul ăsta. Plus, spațiul care circulă este extraordinar și întotdeauna am fost pasionat de niște imagini în care aerul, spațiul circulă. Parcă aerul este cel care face această legătură între pământ, vânt, cer, nori și lucrurile astea m-au interesat. Norii, păsările și iarba participă la acest concept de captarea aerului, a văzduhului. E sensibil, e un organism sensibil care tremură, nu? Se vede și aici, mai vedem frunzele de acolo de departe, sensibile la această mișcare a aerului. Gândești în clinț pe lucrurile acestea care sunt socotite sau noutăți. Dar, cum vădeam noi aseară, nu știu dacă asta s-a înregistrat, înnoirea este reînnoire, de fapt, ea. Nu e înnoire, așa cum se înțelege în moral. Înnoirea în viață, în artă sau e știre, sunt descoperiri. Și aici sunt descoperiri. Dar și asta e o descoperire, a de descoperi, de fapt, ce e permanent. Omul a pierdut măsura. Măsura se înțelegea în trecut, până la renaștere. Măsura era măsura lui Dumnezeu, de fapt, în toate cele. Dar omul, în renaștere, a venit cu măsura lui. Oamenii se plâng. Să plâng, dar nu înțeleg că, de fapt, să plâng de ce-au făcut ei. Lumea e lacum. Omul e lacum. Lăcomia l-a adus aici. Și nesimțire. Ca să fie, spune, mai apăsat. Nesimțirea. Nu se gândește la... Nu se gândește cu oamenii chiar la viitorul celor care urmează, la fiilor. Se întâmplă doar așa, când urmărești de pildă ceva, cum încerc eu să urmăresc acum. Un anumit desen al ploii, al bobocului de trandafir, formele, cum se răsucesc, cum se încovoaie, fiecare detaliu, cum se compune cu celălalt detaliu. E un fel de a elibera mintea de gânduri. Nu e atât o sustragere, cât pur și simplu o eliberare. Asta exista la un lucru cunoscut de la Aristotel. Vine că mintea omului ia forma gândului pe care nu are o formă propriu-zis. Mintea ea începe să se coloreze.
Eu ieri am stat până la 1, sau cam așa, de la 1 la 3, ce-ați mai dezbătut? Da, domnul Grăsima a propus ceva simplu, încă de acum câteva zile, 2-3 zile. În loc de înnoire, reînnoire. Se schimbă complet diapazonul da, și da, discuție. Da, da. În loc de înnoire perpetuă și așa mai departe, reînnoire, care e întotdeauna care înseamnă naturală, te trimite în... Da. Înnoirea a avut loc, a avut loc, a fost la anul 1. Da, singura posibil. Da. Îmi place, a bătut jarul pe Horia, în primul rând, și pe tine. Da? Și acum o atemporală drum de țigară. Și eu mă bucur că s-a nimerit să fie anul ăsta în care am înțeles că s-au... Adică am înțeles tot ce s-a întâmplat aici, și la muzeu, și la biserică, că s-a... am dedicat, cumva, ați dedicat aceste lucruri lui Ioan Alexandru și asta... Se putea asta, să... da. Nu se putea, pentru că el a fost de la început alături de noi. Da. Da. El a fost acela care a prezentat expoziția, prima expoziție. Da, prologul, și da. Gazdele sunt legate de Ioan Alexandru da, și tot a fost tot așa. Da, da. De fapt, e nașul... dumneavoastră, nu? Sau? Nu, așa, trebuie... Este așa. Nașul meu. Așa, nașul, da, exact. Deci... Și el a fost pe aici cu familia. Da, asta... da și chiar foarte... Nu, nu, eu mai am. Un deget. Nu, nu, nu... E mai natural pentru ce? Film. Nu trebuie să nu trebuie să o bea. Exact. Știu, tocmai, domnule Gerasim. Pe vremuri se punea... Poți să intrezi? Avem o provocare. Are un vers, da, am experimentat. Da, un vers eminescu care spune arginte pe apne și aur în aer. Și aici există argint și aur. Deci încă o dată arginte pe apne și aur în aer. Să vedem cum se poate lua. E o bogăție care, cum să zic, o putem împărtăși împreună cu toții, știi? Se poate da de la unul la altul și... Adică Eminescu, uite, ne-a dat acest vers care ne îmbogățește pe fiecare dintre noi fără ca cineva să sărăcească, să fie sărac în urma acestui lucru. Serile acelea minunate când stăteam de vorbă la mesele acelea, alea au fost extraordinar de importante. Păi s-a răscolit imediat chipul lui Paul Gerasim, a fost prezent, adică simțeam nevoia să fie aici. Și știi, poate de aia, atunci, acum conștientizez mai bine că lucrurile astea sunt destul de vechi. Încă o dată, Doamne ajută să se vadă că știu să beau și țuică. Și după țuica asta să mâncăm. Și da, bineînțeles, în sfârșit să mâncăm, nu? Da. Să vă servesc eu. Să servim noi, haide, te rog. Să tăiem mamăliga? Magdalena, da. Te rog. Mamăliga cu scoară. Scoară nu avem. Avem cuțit. Tras pe scoară. Hai, te rog. Facem așa. Da, te rog. Și cum îmi place mie să spun, mă scuze, Ovidiu, da. Cum îmi place să spun că unii dintre noi fac lucrări ascunse. Oamenii aceia făceau lucrări ascunse. Cum ascunse? Deci, ascunse în sensul... Nu, 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 nu cu reclame. Nu cu reclame. Da, 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 în sensul da. Ăsta, da, da. Da. Că nu le știe lumea. Haide, serviți și tele mea. Și mi-am simțit într-o cumva cu el, prin gestul ăsta chiar de rezistență. Dar adică poate asta e și farmecul lucrurilor adevărat serioase, că sunt mai ascunse. Deci, ți-am spus de telefon. Da, noi suntem la, uite aici, Marijan, e aici alături și uite, suntem la o comesenie aici. De lăsata secolului. Da, lăsata secolului și fiindcă mâine intrăm în post și azi suntem aici și cu... Da. Și cu Magdalena. Și, da, uite, ți-o dau pe Marijan, așa, ți-o dau. Da, bine, pa, pa. Mihăiță, te pup. Ce faceți? Să știi că...
Ce drăguț sunteți, îmi pare foarte rău că nu sunteți aici. Păi nu, că eu am închis telefonul, știi? Da, da, mă bucur din suflet că a sunat și vreau să le spun tuturor, Magdalenei, lui Ovidiu, familiei Rosetti, lui Tinu și tuturor, că sunt Mihai, bea acum un pahar cu vin, ia, cu uite, Ruxandra. Uite și noi, bem și noi, bem și noi și ne gândim la sănătate voi. Sănătate și Doamne sănătate ajută. Și Doamne ajută și să dea Dumnezeu să ne întâlnim cu bine de sărbători. Bine, bine. Și noi, servus, pa, pa. Ce drăguț, m-a sunat și... Noi l-am închis, vezi? Acum dă pauză. Poți, da. Dar să lăsăm pe Tinu, da, să ne povestească că noi am pierdut... Mi-am amintit de dialogul ăsta. Dar nu pot povesti ca tine, că n-am memoria suficientă atât de... Nu, n-am ce să... Cât erau într-adevăr serile luni și știu... Mai îmi povestea a doua zi Andrei despre ce a mai continuat, da. Mai ales polemica Mihai, Mihai Paul-Grasim, da. Alea erau poate cele mai interesante, uneori despre rostul picturii, da, s-a vorbit foarte mult, țin minte, mai ales ideea asta că a lui Paul pictura e, dar nu este lucru cel mai important, nu? E da. Credința deasupra și într-adevăr așa e. Și pe lucrurile astea s-au discutat destul de mult și destul de important. Și până la lucrurile care merg până la limita, adică să nu mai pictezi sau să mai pictezi, ce să faci? Știu aici, Horia Paștina, eu până mor o să pictez. Spunea că lucrurile se pot împăca. Să pictez duminica, să nu pictez. Deci lucruri de lucru de genul ăsta care... Cu toții ne întrebăm și întrebarea asta, răspunsul e întotdeauna se pune și se repune întrebarea și din nou vine un răspuns și iară te întreb. Da, Andrei, mai adu-ți aminte? Serile erau într-adevăr foarte frumoase. Printre ultimele erau câteva tari. Pentru noi a fost, țin minte, într-un fel un început că am prins chiar seara, a doua zi era ziua crucii. Andrei vine ca cel mai tânăr, nu, da. În cadrul prologului și prologul l-a primit cu brațele deschise, da. Cu foarte multă căldură. Da. Și chiar eu care, mă rog, sunt profesor și tot l-am chinuit ani de zile, dar mi-a plăcut cum l-a preluat după aceea Horia. L-a luat tare deoparte și i-a vorbit despre tonuri, raporturi, discreție, alburi și așa. Lucru care eu am și lăsat și m-am și bucurat foarte mult și cred că am și câștigat ceva din asta. Și a câștigat și prologul, că spuneam la un moment dat, sunt acoperite toate deceniile astea, de la deceniul 70 până la deceniul 30. Fiecare ocupă, e un membru care ocupă spațiul de 10 ani. Și iată, așa e conflictul ăsta, e un fals conflict, poate să fie într-un tânăr și un om în vârstă. Adică... Sigur că e fals. Nu, sigur e fals. A mai fost important, zic eu, așa, l-a figurat, poate, Comesenia cu Ioan Alexandru. Andrei, prologul, dacă mi-aduc aminte, te-a primit la foc. Mi-aduc aminte de focul pe care l-am făcut seara și Radu Frunteș ne-a citit poezii din Ioan Alexandru. Și a fost un moment în care am lăcrimat de adevăratele. Paul Gherasim îmbrăcat în bitușe și Tinu Fiondor la fel. Și noi stând pe butuci și privindu-vă. Eu am crezut că ați făcut asta în fiecare seară. Nu, era prima seară. Da, era afară. Părea că faceți de... Da, făcuserăm la focul din casă și la focul din noi. Și în seara aceea am făcut foc să vă încălzim și prologul te-a primit în focuri. Da. Față de tradiție, nu personalitate trebuie să fii, ci mediu. E o problemă foarte importantă, da. Acum pentru artistul zis contemporan modern. Respectă tradiția și apoi fă ce vrei. Să tot privești și
cerești, cum făceau slujbe cerești, îngerii fiind stâlpări, îngerii fiind stâlpări, cântau sfintele cântări, pentru-n fiu ce s-a născut, pentru-n fiu ce s-a născut, Domnul nostru fără început. Cu interviuri realizate de Mihai, cu diferiți pictori din România. Editorul este Sorin Dumitrescu, care a ținut, a vrut să vină și el aici cu cartea. N-am mai putut, fiindcă e târgul în București și e prins, așa. Și cu asta trebuie să încep, că m-a rugat să vă transmit salutările și omagiul său. Da. Și cartea este, sunt un număr de pictori care vorbesc între ei, nu e propriu o carte de autor. Eu am înregistrat, și am transcris. Sunt și ei vorbesc în general despre un lucru foarte important. Într-un fel sau altul ei se completează. Și, cum ai spus așa, sunt puși împreună, se compun așa.
Thank you.